familiar ce și-a murit prea asta. Decât să fie fericit. Numele tău, Rebecca. Numele tău, Cristian. Cristian și Rebecca. Vreau să înțelegeți că asimilat fericirea cu bucurie. Și pentru noi și niște buni spravnice Harului Ferului pe care ne-a fost acordat de Dumnezeu, fericirea sau bucuria este roada Duhului Sfânt, cea de doua roadă Duhului Sfânt menționată în Cuvântul lui Dumnezeu acolo în Galateni. Ori dacă vreți să fiți fericiți, dacă vreți să aveți fericire în familia voastră, vreau să înțelegeți un lucru, că fericire există în cuvântul familie. Și familia Dumnezeu a binecuvântat-o fiind un întreg. Aici vreau să împrumut din textul 23, din Psalmul 23, din Sfânta Scriptură, niște cuvinte pe care Dumnezeu le rostește acolo atât de minunat prin psalmist și zice așa de minunat. Fericirea și îndurarea. Când spui familie, nu poți să te gândești la altceva decât la Dumnezeu, într-adevăr, ne este păstor. Vă va fi păstor și va fost păstor. Însă ce menționează omului Dumnezeu este fericirea și îndurarea. Și prima literă este cu F, fericire. Fericirea și îndurarea ori trebuie să fie pentru tine, Cristian, și pentru tine, Rebecca. Însă, în deosebit, voi trebuie să construiți fericirea. Am zis-o și fratelui tău, Rebecca, și ți-o spun și ție și lui Cristian. Viața este darul nemeritat al lui Dumnezeu și pentru noi toți. Însă pentru voi familia, acum am văzut acolo în postament cross family, s-a construit acolo, e ca o lădiță și vreau să înțelegi că viața voastră de familie, acum, la momentul oportun, e goală, n-a fost nimic în lădița aia. Însă fericirea pe care o veți promuta din roada Duhului Sfânt, din cea de doar roada Duhului Sfânt, va fi de acum încolo pe parcursul vieții voastre, Dumnezeu a hărăzit harul acesta minunat. Prima literă, F, familie. Familie, prima literă e F, de la fericire. Fericirea și îndurarea. Să avem nevoie de fericire. Atunci când vedeți că simțite, moralizați, marginalizați, posibil, Dumnezeu a urmărit să aud multe, în viața care este slujitor de predicator, am auzit cum și zice, îmi urez viața, nu poți să trăiești viața, pentru că Iisus a zis, eu sunt calea adevăr și viața. Ori voi n-aveți dreptul să vă disprețuiți viața, pentru că viața este darul nemeritat pe care Hristos vi l-a dat. Și vreau să înțelegi că viața, în această viață de familie, voi trebuie să aveți fericire. Dar trebuie să aveți și îndurare. Pentru că de multe ori veți fi în momente cumplite ale vieții, diferite ipostaze ale vieții, încât nu veți dori altceva decât ca Dumnezeu să se îndure de voi. De voi și vedeți și de copilașii voștri. Trec la următoarea literă. După F, vine A. Ca să mențineți fericirea, ca să menținem fericirea în orice ipostază a vieții, în orice dificultate, fiți foarte atenți. E nevoie ceea ce menționează Sfântul Cuvânt în Efeseni, capitolul 6. Adevăr. Având mijlocul încins, adevăr. În viața voastră de familie, orice cuvânt pe care îl rostiți, nu trebuie să fie împrumutat cu o concepție de la mama, de la tata rudenii. Voi trebuie să vă bizuiți ca să aveți fericire în familie, la doua literă ce este A. Trebuie să fiți bazați pe temelia adevărului. Vor veni discuții, vor veni anumite argumentații din partea lui X, a lui Y și așa departe. Voi să știți un lucru cristian, până n-auzi din gura ei lucrul acela, tu să știi un adevăr. Mărturisirea aceea pe care a făcut-o în fața multor martori, la altar, unde ați primit binecuvântarea de Dumnezeu și că Rebecca s-a uitat în ochii tăi și invers, Rebecca când Cristian s-a uitat în el și a zis doar adevărul, mărturisind iubirea pe care ți-o poartă în inima lui, în gândul întreaga ființă, doar aceea s-o crezi. În familie nu există altceva decât adevăr. Și zic Dumnezeu să vă ajută la aceasta mie. Bine la treabă, Lită. Mă. Fericire și adevărul să fie toate familiile. Toate familiile. Însă litera aceasta, uneori, apare în viața noastră ca și o dificultate și o vedem ca o literă problemă. Pentru că mândria în familie, de multe ori face ravagii, repet, mândria într-o familie face ravagii.
ca să existe litera F, fericire, și să existe adevăr, voi trebuie foarte, foarte atent să fiți asupra literei, adică mândrie. În familie, în viața de zi cu zi, în slujirea pe care o fac înaintea lui Dumnezeu și înaintea fraților mei, Domnul, am văzut de multe ori mândrie. Și el zicea, eu sunt capul. Ea zicea, când vorbesc eu, tu taci. Știi ce reprezintă asta? Mândrie. La voi să nu fie așa. Eu știu ce exemplu bun am văzut la părinții mei? Banii lor, nu banii al lui tata, nu au mai fost banii al lui tata, au fost banii noștri. Nu va mai fi mașina mea, e mașina noastră, nu va mai fi garajul meu, sau nu va mai fi portofelul meu, va fi al nostru. Când va spune cine e șef în casă, sub o formă, oareșcum așa, mai profundă, într-o glumă intensă, să zic așa, am jucat acel joc cu pantofii, însă au fost puțin lipsit de realitate și adevăr, știu. Căci voi ați vrut să fiți în ipostaza aceea în care toți să fim sub amuzament, însă adevărul este acesta, voi formați un întreg. Nu va mai fi al meu, ci va fi al nostru. Doamne, ajută-ne la aceasta. Pentru ca mântuirea să nu dobândească, să fie doar adevăr, să fie doar fericire. Și atunci când la fericire aparține această roată Duhului Sfânt, bucuria de care vă aminteam, da, adevărul care va ieși tot timpul triumfător, vreau să vă spun că mântuirea nu va prinde rădăcine. Pentru că vine următoarea literă. Și când orice familie este rostită această literă, că începe cu litera I, oricine trebuie să aibă la postamentul acesta F, A, M, I. La patra literă, când îl rostești numele lui glorios, când îl ai în evidența ta ca familie și îl faci titular în viața ta personală, în gândurile tale, în simțemintele tale, în problemele tale, în afacerea ta, în business-ul tău, când rostești litera I și spui Iisus, este mântuitor, este domn, este guvernator peste viața mea, deci nu poate fi de guvernat. El guvernează peste noi, ne dă fericire, ne dă adevăr în familia noastră, distruge mândria, pentru că apare a patra literă și este Iisus. În orice familie în care nu a fost Iisus, familia aia după o lună, două, trei sau un an, doi, s-a destrămat. Pentru că au căutat să aibă fericire și mult contestă faptul că dacă ai 3.000, 4.000, 5.000, 20.000 de euro după nuntă și te duci nu știu unde, în bambu. În Miami să mergi. Faci o vacanță extraordinar de frumoasă. Și o să vă uitați la acest videoclip și o să știi, măi Cristi, vreau să fiu fericită și el pot să spună, posibil în unele ipostanțe ale vieții mele o să fiu sub un disconfort mental sau un disconfort psihic sau nu știu. Nu o să pot să-ți ofer cuvintele de care tu ai nevoie. Poate la altar ți-a făcut o poezie sau nu știu, nu am fost prezent. Însă vreau să spun că trebuie să conștientizezi faptul că ce anii vor trece și fericirea nu constă doar în bani. Când Iisus, a patra literă, este afișat, evidențiat și El e sursa fericirii voastre, nu ai cum, nu ai cum să nu-L iubești pe Hristos. Și de ce? Trebuie privi prin ochii lui Iisus. Nu ai cum să nu iubești pe Rebecca. Și de ce? Pentru că vei privi prin ochii lui Iisus. Vei avea fericire, vei avea adevăr, vei distruge mândria doar pentru că Iisus e la cărma familiei, Doamne ajută. Vine a cincea literă. F, A, M, I, L. O literă problemă, le-am pus așa frumos și le-am asimilat și M-ul ăsta și L-ul ăsta. Am văzut în multe familii și când intram în casă la ei, uite, aici eu am făcut. Ea nu m-a ajutat deloc. Numai eu am făcut. Zice, aici, bucătăria asta, eu am amenajat-o. Din păcate, soțul meu, știi ce literă problemă asta? Lauda. Lauda de la sine, zice proverbul românesc, mă mirasă bine. Cine a reparat aici? Noi. Cine a făcut aici? Noi. Cine a gândit ideea asta? Noi. Păi cum voi? Noi am avut literă Maria și Iisus, care ne creasă fericirea, pe posament adevărului, în studenții de istorul și în gândul de ea, laudă, ce este plăcut, slavă, este cuvinte unui singur nume. Și numele acesta voi îl puteți să vinge laudă din viața voastră, din familia voastră, nu prin rude, nu prin prieteni, nu financiar, nu prin ajutor omenesc, ci lauda o veți să vinge doar în felul acesta, închinându-vă lui Dumnezeu și lăudându-L pe El. Când El își primește toată lauda din gura ta, Rebecca, când El își primește toată lauda
din faptele voastre, Cristi, vreau să spun că și lauda este adusă lui Dumnezeu și El va fi autorul care va distruge lauda din faptele voastre. Vine următorul an. Știi ce minunat e cuvântul acesta? Dacă primul A a fost adevăr, nu ai cum, nu ai cum să zici că, știi, eu iubesc, o zici cineva. Și când am fost primat în consiliere familiare, mi-a zis soția, știi? El posibil că spune un adevăr. Dar nu se vede. Ajutorul nu. Nu se vede. Știi ce vrea Dumnezeu pentru tine, Cristi? Spune tare, ce cu litera? Cum menționat în Geneza? Spune mai tare. Un ajutor potrivit? Dar ce e pentru tine? Un ajutor potrivit. Înțelegeți cum deja au pus Dumnezeu litera asta de a doua. A! Când conștientizez că familia voastră trebuie să fie fericită, trebuie să fie adevăr, distrugeți mândria, îl evidențiază, îl etichetați pe Iisus Hristos la baza acestor lucruri și evident că l-au de distrus. Dar când vine al doilea A, trebuie să dovedești cui. Lași pe mami, lași pe tati, lași pe prieteni, lași familie. Că cine nu îngrijește de cel din casa lui, este un necredincios și s-a și lepădat de credință. Tu trebuie să dovedești aceste lucruri, nu lui Iis, nu lui Răzi. Voi trebuie să dovedești aceste lucruri vouă, ajutor potrivit. Frumos, nu? Primul lucru, știi pe cine vei suna când avea probleme? Nu pe mami, nu pe frați. Ajutorul potrivit. Și invers. Orice ce faceți, primul gând să vă fie la acesta, ajutorul meu potrivit. Voi sunteți una, nu sunteți doi. Mă uit la voi, sunteți mai mult decât pot exprima eu prin cuvintele mele. Sunteți mai mult decât voi. Am lăsat ultima linie. Așa de fiecare dată. Observați două litere de numele de familie care se repetă. F A M I L I și A. Apare de două ori. N-ai cum să nu menționezi litera asta pentru că spune Biblia destul de clar. Procii se termină. Minunile se termină. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Și rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Pe care o asimilăm cu iubire. Am fost în multe familii și am auzit gândăcelul meu. Maimuța mea. Puișorul meu. Și lista continuă. Când iubești, nu poți să spui altceva decât creația lui Dumnezeu cum a creat-o. Știi ce a zis o femeie într-o împrejurare când i s-a adresat? Domnul meu, soțul ei. Nu a zis nici un argutan, nici puiul meu, nici moțatul meu, nici ochiosul meu. Pentru că vreau să vă spun, am fost la multe consiliere familiale și din cauza asta vreau să dovediți iubirea care v-a legat. Că la baza acestor lucruri, în cuvântul familie, se vede că totul faceți cu iubire. Când vei veni acasă de la serviciul Cristi, de multe ori, posibil să nu ai anumite toane bune. Dar când te va întâmpina ea cu iubirea pe care ți-o oferă, vei fi un alt om. Când îl vei întâmpina cu iubire, când te va întâmpina cu iubire, vreau să spun că voi simțiți atunci că lucrurile ai familia. Dacă împliniți aceste șapte litere, vreau să vă spun că cutia voastră nu va fi goală. Vă veți uita cu bucurie la ea și ori de câte ori sunteți gata să o verificați, vreau să vă spun ceva.
Dacă toate lucrurile acestea le-ați făcut, ținând astăzi cont de predica care v-ați spus întâlnată de Lui Dumnezeu, vă veți uita pe filmare și vei spune, iubitul meu Hristi, soția mea scumpă și dragă Rebecca, vreau să facem totul doar cu Dumnezeu. Nu uitați de marele probleme, de marele probleme, mândria și lauda. Distrugeți-le etichetându-L pe Iisus Hristos în mijlocul lor. Acesta a fost gândul pe care eu vi l-am adus îndemnat de Duhul lui Dumnezeu. Ultimul gând pe care vreau să vi-l dau, e o splendoare. Și nu vi-l dau eu de la mine. Ori Galateni, capitolul 5, spune așa. Umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Amin.